Sărbătoarea importantă pentru români. Într-adevăr, astăzi este sărbătorit Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Datinele creștine au format o listă lungă de tradiții și obiceiuri. Se spune că noaptea Sfântului Andrei se înmulțesc strigoii și iau coasele și furcile pentru a începe bătălia pentru supremație. De aceea, gospodarii ascund uneltele pentru munca de câmp în... În șure. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega noastră, Nicoleta Enet. Ascultăm, Nicoleta. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Din bătrân se spune că în noaptea de Sfânt Andrei lupii încep să vorbească cu grai de om. Moroii sau strigoii, spiritele morților care nu și-au găsit odihna, umblă și fură mințile oamenilor, graiul păsărilor și rodul copacilor. Aduc tot felul de calamități, boli și supărare. De aceea oamenii obișnuiau să pună la intrarea în gospodării mărăcini, iar ușile, ferestrele și hornurile caselor erau unse cu usturoi zdrobit. Nu se muncește într-o astfel de zi, nu se coase, nu se spală, dar mai ales nu se scoate gunoiul din casă, asta pentru a ține spiritele rele la distanță. De asemenea, în ziua de Sfântul Andrei se pune grâu la încolțit. Superstiția spune că dacă grâul crescut până la anul nou este înalt, viguros și sănătos, înseamnă că anul viitor va fi unul prosper și rodnic. Grâul scurt înseamnă sărăcie. De asemenea, fetele care vor să-și afle ursitul trebuie să frământe, să coacă și apoi să mănânce o turtă sărată. Bărbatul care le va apărea în vis că le aduce apă să-și potolească setea, înseamnă că este ursitul lor.